Hristos a înviat, vă salută Tatiana. Astăzi, chiar dacă este mai târziu, m-am întors și vom termina bondărelul pe care l-am început săptămâna trecută. Vom monta părțile principale pe care deja le-am executat și vom începe prin a atașa căpușorul de corpul bondărelului. Nu am lucrat prea devreme, pentru că astăzi am grădinărit și eu, am plantat răsaduri, am pus ceapă, praj, am pus busuioc, pentru că aici se folosește busuiocul, uitați-vă la modul în care eu voi coase căpușorul. Se folosește foarte mult busuiocul în bucătărie, se face pesto din busuioc, cu care apoi se fac pastele. Am pus ardei iuți, deci am avut o zi destul de încărcată. Și pentru că ieri a plouat foarte bine, astăzi chiar a fost momentul prielnic de a pune aceste răsaduri. Bineînțeles, tot ceea ce ține de întreținerea lor apoi va fi ocupația mea. Eu mă voi ocupa și de acelea. Cam fiecare an mă ocup și de grădină și de casă, dar oricum îmi face plăcere, de aceea le și fac. Așa, încet, încet vom coase de jur împrejur căpușorul de corpul bondărelului. După cum vedeți, a rămas foarte puțin. Eu săptămâna trecută, printre treburi și tot ceea ce am avut de făcut, nu am reușit să fac tutorialul. Și apoi când am terminat seara, era deja târziu, era păcat să lucrez chiar în sâmbătă seară, când era învierea Domnului. De aceea am lăsat totul în stand-by și continui acum. După cum vedeți, încet, încet, căpușorul l-am atașat corpului. Aș dori foarte mult să mulțumesc tuturor noilor înscriși, tuturor susținătorilor, tuturor persoanelor care sunt alături de mine, care mă susțin cu prezența dumnealor. Și eu, la rândul meu, sunt alături de dumneavoastră. Deci am cusut căpușorul. Acum pasul următor va fi să pierdem acest fir undeva de desubt și apoi să continuăm. Voi pierde felul acesta, voi scurta firul, după care vom trece să coasem picioruțele. Încă mă gândesc în ce fel voi decora aici. Dacă vă amintiți, în fotografia pe care v-am arătat-o, avea aplicată o danteluță. Eu parcă mi-ar face mai mare plăcere să-i pun altceva, să nu fie identică, să nu fie exact ca cealaltă. După cum vedeți, acesta este unul dintre piciorușe. Îl voi pune în felul acesta, exact la jumătatea corpului, să spunem, în felul acesta. Eu voi întoarce să puteți vedea și voi începe să-l cos. Mi-a plăcut
ideea doamnei care mi-a trimis fotografia. Și pentru mine orice nou tutorial este o sfidă. În felul acesta reușesc să văd dacă sunt în stare să creez anumite lucrări. Acum voi întoarce partea cealaltă în sus, voi coase și deasupra pentru a da stabilitate acestui picioruș. Îl vom fixa bine și îl vom coase. Sper să nu ies din cadru. Sper că ați petrecut sărbători plăcute. Eu am petrecut ca de obicei lucrând, pentru că noi aici nu avem sărbători efectiv. Deci am atașat deja primul dintre piciorușe. Voi pierde și acest capăt de fir. În felul acesta. După care vom scurta firul. Acum nu are stabilitate pentru că i-am atașat acel picioruș și el nu poate sta bine. În același mod, fiind atente cum îl aranjăm, vedeți, această parte trebuie să fie dedesubt, la distanță egală vom coase și cel de-al doilea picioruș. Îl vom coase singure, acum ați văzut modul în care îl aplicăm. Trebuie să fim foarte atente ca distanța să fie egală, felul acesta. Și vom coase singure acest picioruș. Am cusut și cel de-al doilea picioruș și am aplicat prima mânuță. După cum vedeți, stă singur în picioare bondărelul. Acum, împreună cu dumneavoastră, voi aplica cea de-a doua mânuță. După cum vedeți, această parte care este mai bombată aici va veni în jos, așezată în jos. Trebuie să punem mânuța în mod simetric cu cealaltă și încet, încet vom începe să o coasem și pe aceasta. Și vom coase câteva cusături, atât cât să îi ofere stabilitate. În cazul în care doriți să faceți cadou unui copil, trebuie să dați foarte mare siguranță și să fiți foarte atente în modul în care atașați părțile componente, astfel ca acestea să nu fie un pericol pentru copil. În cazul în care, așa cum spuneam, doriți să faceți cadou unui copil, care apoi, bineînțeles, se va juca cu el și îl va smotoci în toate modurile, precum sunt copiii. Dacă este doar pentru plăcerea dumneavoastră, pentru decor, atunci, bineînțeles, tot trebuie cusut bine, însă pentru copii este nevoie de un pic de atenție în plus. Și încet, încet, facem și această parte.
stabilitate cât mai mult posibil. Abia așteptam și eu să termin acest proiect, pentru că avem un alt proiect determinat. Geanta, dacă vă amintiți, geanta culoare albastru regal, pe care am început-o câtva timp în urmă. Încet, încet eu am reușit să ajung aproape la sfârșit. Ceea ce urmează de acum este să îi aplic tortițele, vom face și mânerele, vom face și acel tutorial, sper eu, până la sfârșitul săptămânii, pentru că vineri va fi din nou o sărbătoare foarte importantă. Și uitați-vă, încet, încet începe să prindă contur. Acum voi aplica aripioarele. Vă amintiți, la aripioare eu am pus acest fir metalic. Acum noi îl vom face în felul acesta pentru a nu-l pierde pe parcurs, după care voi scurta firul metalic. Aici acesta îl voi îndoi în felul acesta și din nou, dacă este, vă rog să-mi scuzați vocea, dacă este un cadou pentru un copil, din nou trebuie să faceți foarte mare atenție. Deci am pregătit aripioarele pe care le vom coase. Voi începe cu prima. Eventual, dacă nu reușiți așa din ochi să creați o simetrie între părțile componente, vă puteți folosi de ace de siguranță, de bolduri, așa cum le numim noi. Acum aripioarele vor veni cu sute aici în spate, în felul acesta. Vom da câteva cusături. Eu sper să reușiți să vedeți. Le vom aranja în modul în care să aibă un aspect cât mai plăcut. Aripioară aici și cred că cu același fir voi atașa și pe cea de-a doua, pentru a nu avea prea multe capete de fire. Da. O voi atașa și pe aceasta, voi scurta acest fir. Capetele de fire, așa cum spun întotdeauna, din nou vă reamintesc, nu le aruncați, pentru că ele vor fi foarte, foarte utile în momentul în care noi lucrăm aceste jucării tip amigurumi. Le vom folosi precum umplutură, deci le vom pune în interiorul jucăriilor și astfel vom folosi totul, nu vom arunca nimic. O să și cea de doua aripioară. Ați văzut cu același fir, am trecut. Eu sper să vedeți bine ceea ce lucrez. Dăm o cusătură aici pentru a întări foarte bine lucrarea
Și apoi vom pierde din nou firul undeva, undeva de desubt, unde să nu ne deranjeze. Trebuie să-i găsesc un loc ușor. Ia, uitați-vă că l-am și găsit. În felul acesta am aplicat și aripioarele. Rămâne de acum să-i punem antenele. Aripioarele apoi, noi, nu uitați că le-am pus acel fir de sârmă, le vom aranja aici în spate în modul în care dorim noi, când vom termina întreaga lucrare. Putem să le punem și mai ridicate în sus, putem să le lăsăm în jos, pentru că fiecare în funcție de modul în care dorește. Apoi vom pune antenele, așa cum vă spuneam. Le vom coase și pe acestea. Le vom da câteva cusături aici în vârful capului. Felul acesta. Voi prinde modul în care să le pot da stabilitate. La început, fiind o noutate pentru mine a lucra jucăria Amigurumi, toate aceste mici părți, componente, le lipeam cu lipiciul lichid, apoi încet, încet, obișnuindu-mă cu acest tip de lucrări, am început și eu să le cos așa cum ar trebui, de fapt și de drept. Întotdeauna sunt emoționată când sunt spre finalul unei lucrări, pentru că oricum este o lucrare destul de care îți ia prea mult timp, dar care este micuță ca o bijuterie și trebuie să aibă un aspect foarte foarte frumos, foarte precis. Acum voi pune cea de-a doua antenă. Ați văzut cu același fir, am trecut. Și o voi atașa exact în același mod. Acum vom coase singure. Nu va fi nevoie să... Doar să fim atente, să fie simetric. Vom coase singure. Eu sper că nu am ieșit din cadru. Sper. Voi coase împreună cu dumneavoastră, pentru că nu știu dacă ați reușit să vedeți ceea ce eu am făcut. Așa cum vă spun întotdeauna, chiar dacă sunt persoane care uneori îmi spun nu ieșiți din cadru, nu se vede bine, laptopul meu este undeva de o parte, v-am arătat locul unde filmez, este foarte mic și nu reușesc să văd exact în timp ce filmez mișcările pe care le fac, dacă sunt în cadru sau nu. De aceea uneori mă reîntorc pentru a vedea înainte să pun sus tutorialul, însă în momentul în care lucrarea este deja terminată, este foarte dificil apoi să reiau totul de la capăt, mai ales când se atașează părțile componente. Am ajuns și în acest punct. Uitați-vă cum stă frumos.
Ceea ce urmează este să-i aplicăm ochișorii, să-i facem un pic de năsuc, de guriță. Voi alege o pereche de ochișori cei mai micuți posibil pe care eu îi am. Aceștia sunt cei mai mici. Și voi alege o pereche de ochișori verzi. Aceștia au diametru de o jumătate de centimetru. Cred că sunt cei mai micuți. Mai mici de atât nu sunt. Sunt doar, le puteți înlocui foarte bine cu mărgeluțe. În cazul în care nu dispuneți de ochișorii cumpărați, puteți să folosiți mărgeluțe. Mărgeluțe negre sau două mărgeluțe verzi. Cum doriți dumneavoastră. Bine, așa. Ochișorii vom aplica cu lipiciul lichid, lipiciul blocant, pe care eu îl cumpăr de la magazinul, de la merceria de aici, din sat. Când se va face, când va fi cald afară, și voi începe să scot bătrâna un pic la plimbare, voi face câteva filmări să vedeți cam cât de mic este locul acesta unde sunt eu. Practic, centrul este la 5 minute de aici, de unde locuiesc, și pregătesc cel de-al doilea ochișor acum. La 5 minute de locul unde locuiesc, voi aplica cel de-al doilea ochișor, mereu în mod simetric. Uitați-vă. Nu este prea mult de văzut în acest loc, așa cum vă spuneam, este foarte micuț. Dacă mergi la magazinul sătesc aici, la magazinul alimentar, și nu este aglomerat, în 20 de minute ai plecat, deci ai plecat de acasă, te-ai întors cu cumpărăturile deja făcute. Însă noi de obicei, pentru că aici totul este foarte scump și nu este marfă atât de calitativă, de obicei odată la o săptămână, o săptămână jumate în funcție de necesități, mergem la un supermercato care este la o jumătate de oră de mers cu mașina. Și atunci fac cumpărături pe scară largă, fac aprovizionarea pentru o lungă perioadă de timp și astfel evit în primul și în primul rând să iau produse care nu sunt atât de calitative. Și apoi se economisesc bănuți. Acum voi face un surâs acestui gândacel. Firul negru de macrame și voi încerca să fac în modul cât mai exact, să iasă cât mai drept, cât mai simetric acest surâs, nu drept, simetric. Felul acesta, sper eu să reușesc. După care voi trece sus și voi face și aici un pic de sprincene deasupra ochișorilor. Fac totul cu atenție.
Sper că sunt pe strada corectă, în felul acesta. Pentru că întotdeauna trebuie să fim atente la ceea ce facem. Două piciorușe scurte, așa. Sper că acum totul este ok. Încet, încet ne vom relua activitățile noastre normale. Au trecut aceste sfinte sărbători. Bineînțeles, așa cum vă spuneam, vineri este din nou sărbătoare, izvorul tămăduirii. Mulțumesc, Vianela, că ne-ai informat. Vă recomand acest canal de YouTube, Iubesc Viața. Acolo am aflat lucruri foarte interesante. O parte dintre ele le știam, o parte nu. Deci canalul se numește Iubesc Viața. Astăzi dimineața am ascultat foarte devreme, am ascultat Legenda Panseluței. Mi-a plăcut foarte mult. O legendă pe care chiar nu o cunoșteam. Acum am cusut și acesta, să vedem în ce mod putem decora un pic aici și mă voi gândi. Pentru a completa și a decora un pic bondărelul, eu voi folosi aceste mici fundițe pe care pot să spun că le-am cumpărat. Pot face și eu, așa cum ați văzut că am făcut de multe ori în lucrările mele anumite fundițe, însă acestea sunt foarte micuțe și am considerat că mai degrabă le cumpăr. Voi aplica această fundiță aici în față, în felul acesta. Să-i dăm o notă de eleganță bondărelului. Și apoi, aici, într-o parte, cred că i-ar sta bine o floricică. Ce părere aveți? Îi pun o floricică sau să-i pun tot o fundiță? Cred că mai degrabă i-ar sta bine cu o fundiță aici. Într-o parte, da. Așa, cu floricică ar fi chiar prea încărcat, cred. Este prea mare. Sau dacă nu, pun chiar pe mijloc fundiță. Dumneavoastră puteți decora în modul în care doriți. Ia să vedem. Nu pe o parte, ca e mai șmecher. Așa, în felul acesta. Și apoi, bineînțeles, dacă doriți, puteți decora în modul care vă place. Eu atât am avut să vă prezint. Sunt foarte fericită că am reușit să termin acest proiect. Eu sper să vă placă. Dumneavoastră veți decide dacă ceea ce am lucrat merită un like, un comentariu, o apreciere din partea dumneavoastră. Sunt Tatiana. Vă salut cu drag, vă doresc o zi sau o seară plăcută, pentru că nu știu dacă voi încărca în seara aceasta tutorialul sau mâine dimineață. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă aștept din nou alături de mine cu alte noutăți. La revedere!